Începem cu 7-0, după aia ajungem și la nemți, că merită și nemții o halcă serioasă de discuție. E Spania atât de bună, e Costa Rica atât de proastă, e un melanj între cele două, că mărturisesc că mi este momentan foarte greu să-mi dau seama de cine la ce nivel e. Adică senzația de ieri a fost extrem de puternică, lăsată de Franța, dar nu-mi dau seama Australia ce poate. Senzația lăsată de Anglia cu Iran, iarăși, până la un punct a fost puternică și impresia pe care o lasă astăzi Spania cu Costa Rica este puternică. Dar unde sunt Australia, unde Costa Rica, unde Iran, sunt astea foarte bune? Elucidați-mi această dilemă. Amândoi, dați-i drumul împreună și vedem ce iese. Joci și câte lasă adversarul, asta e clar, dar toate cele trei echipe care s-au ridicat peste media acestui campionat mondial au niște lucruri în comun. Adică, pe de o parte, au o posesie controlată extraordinar de bună, adică parcă mingea în picioarele lor e mai sigură decât orice sumă de bani la Banca Angliei. Doi la mână, au niște individualități și aici cred că Franța este cea care punctează cel mai bine la capitolul ăsta. Adică după ce ții mingea la tine, nu o ții doar ca să o ții, ci o dai unor băieți în față care știu ce să facă cu ea. Și trei la mână, cred că toate trei au un sistem defensiv pus la punct. Unii, precum francezii, au apărători foarte puternici și englezii, iar spaniolii au această capacitate de a recupera mingea extraordinar de repede prin jucătorii, în special din prima linie, cei care pierd mingea. Nu-i mai puțin adevărat că tipul ăsta de adversari, Costa Rica în special, Australia și Iran, sunt adversari care te lasă să cam faci ce vrei după un anumit moment. Pentru că, de exemplu, mie nu mi-a displăcut Iranul în primele 20 de minute, la ce am văzut. Numai că după primul gol încasat, au căzut. Eu aș face puțin înainte în referire la adversari. De Iran nu discut prea mult pentru că sunt jucători care n-au avut nimic de spus niciodată. Adică chiar n-au avut nimic de spus prin Europa. Pentru doar că fotbalul la Porto. Ok, da. E un jucător. E o individualitate. Da. Australia înainte avea un Harry Kewell la Liverpool. Avea un Tim Cahill. Avea jucători, avea vreo 5-6 jucători. Breșiano. Exact, Marc Breșiano. Avea 5-6 jucători care jucau în campionatele puternice, jucau în Anglia. Acum sunt doar vorbitori de limba engleză. Majoritatea joacă în Scoția și joacă și nu joacă, atenție. Deci ei sunt la un nivel foarte slab, cum nu i-am văzut niciodată. Și nu toți sunt la Celtic și la... Nu, la Hearts of Midlothian, doi din cei patru apărători joacă Mirren, la Hearts și nu sunt nici măcar da. Titular. St. Pauli. Hibernian. Deci nu există nici ei pe harta fotbalistică a Europei, e harta serioasă. Apoi Costa Rica e aceeași echipă, dar au trecut ani. Peste, chiar m-am distrat că nu știam lotul, nu mă uitasem pe lot și când l-am văzut pe Campbell, mă gândeam, zic că ăsta ar mai lipsi și Brian Ruiz. Și a apărut și Brian Ruiz. Doar că acum 4 ani și acum 8 ani, de fapt, acum 8 ani, Campbell era un tânăr promițător la Arsenal, juca la Arsenal, a marcat pentru Arsenal. Brian Ruiz îl știam foarte bine pe vremea aia, chiar vorbeam, era în Olanda, a plecat după aia la Sporting, jucător important, cu goluri multe marcate în Europa. Acum amândoi joacă pe la Alajuelense și la... Ok, parcă Campbell joacă în state. Da. Problema e că nu i-am văzut niciodată atât de slab. Au trei jucători la Alajuelense, care este vicecampion a Costa Ricai. Nu există campionatul ăla, nici el, pe harta Americii de Sud, aia bun. Ce am văzut eu la Franța? Cum am văzut toată lumea o constelație, într-adevăr, sunt atât de puternici ofensiv, încât
cineva trebuie, ca să poată să-i scoată, să-i trimită acasă, că, bine, din grupe merg mai departe, e indiscutabil, trebuie să pună o asemenea presiune să vedem dacă într-adevăr pot funcționa defensiv foarte bine. Pentru că acum au făcut o echipă cum n-am văzut niciodată. Cu un singur închizător, cu Rabiot, care venea câteodată pe anumite mișcări de translație, venea al doilea mijlocaș central, doar atunci când trecea Griezmann din poziția lui de inter, că chiar am crezut că l-au pus acolo așa, ca să inducă lumea în eroare, dar el a jucat foarte mult pe poziția de inter, dar când trecea numărul 10 în spatele lui Giroud, cobora Dembele și făceau 4-2-3-1, foarte ușor au schimbat modulele, dar au foarte mare calitate. Absolut. Acum să vedem, într-adevăr, dacă pune cineva presiune, cum vor reacționa fundașii centrali, pentru că fundașii centrali sunt destul de tineri. Nu mai sunt Varane și Umtiti de acum 4 ani. Țineți minte că Umtiti a făcut un mondial de excepție. Poate a fost absolut peste Varane. Umtiti a dispărut, dar uite, sunt doi jucători și au și variante de rezervă. Spania, mult diferită. Spania și-a putut permite, bine, și împotriva unui adversar foarte slab, Luis Enrique, să joace cu o improvizație, pentru că Rodri, el are doi de Busquets. Busquets și Rodri. Amândoi sunt Busquets. Un Busquets mai bătrân și un Busquets mai tânăr. A anunțat echipa cu Busquets fundaș central. Și chiar mă miram, zic, bă, chiar joacă, dar n-a jucat, a jucat Rodri. Asensio, care nu joacă la Real Madrid titular, a primit un loc de titular și tricoul numărul 10, mizează Luis Enrique pentru că el, vedete, nu mai are. Are copii ăștia care pot crește enorm, dar sunt copii deocamdată, dar nu mai are vedetele cu care Spania a câștigat campionatul mondial acum. Absolut. Nu. Sunt departe. Deci diferență de context, dacă vrei. Exact. Scuză-mă, că exact. Dacă stai să te gândești, ei la campionatul mondial veneau după un euro câștigat, Barcelona câștigase Champions League pe scheletul ăla cu un an înainte, 2009, cu Guardiola, adică exista o logică, dacă vrei, a câștigării titlurilor ăla. Acum... Atunci erau selecționate Barcelona, Real Madrid, dar erau jucători imenși. El putea să aibă și acum jucători imenși, ca Sergio Ramos, dar n-a vrut. Mizează pe, nu știu, pe dorința de revanșă unui fotbalist, și dau din nou exemplu Asensio, pe care mulți îl vedeau un rising star, toată lumea se gândea că va ajunge, eu știu ce spuneau cei de la Real Madrid, că va ajunge următorul balon de aur, iar el n-a prins echipa acolo. Și multe rezerve în echipa asta. Da. Ferran Torres este rezervă. Jordi Alba mai degrabă. Da. Balde este, care a intrat în repriza a doua, e titular la Barcelona. Aspilicueta are meciuri. Dar să spunem că Aspilicueta are un procent mai mare. Da, care a fost obișnuit să joace în alt sistem. La Port rezervă la City. Da. Da? Că la City joacă Diaz cu Ake, au jucat Diaz, Ake. Sau dacă Stones era apt, jucau Diaz exact, cu Stones. Exact, a mai jucat și Akanji în fața lui la Port. Adică multe... Și a făcut meciuri slabe la Port. Nu uita cursa aia a lui Vinicius, din practic golul care i-a cam terminat pe City. El, în loc să-l atace pe Vinicius, s-a retras la alibi. Da, iarăși e corect ce spui, și aici e de văzut și în cazul Spaniei, când pune cineva presiune pe asta tine. Este. Și asta pe de-o parte. Pe de altă parte, mi-aduc aminte de la Euro. Și eu mă anticipez că la fel se vor produce lucrurile cu Luis Enrique, care muta de la un meci la altul, adică schimba de la un meci la altul fără niciun fel de problemă, câte 3, 4, 5 jucători, adică schimba apărarea aproape meci de meci, ceea ce nu vedeai niciunde, nici când. Și nu-mi închipui că o să păstreze cuplul ăsta Rodri la Port, sau credeți că vom asista la așa? Nu cred. Cu siguranță că, studiind Costa Rica și văzând ce fel de echipă are în față, a simțit nevoia să mai aibă încă un jucător de profilul lui Busquets acolo, ca să ducă mingile înainte, că duel 1-1 nu își imagina că va găsi vreodată cu vreun atacant de la Costa Rica. Eu cred că cu Germania lucrurile se vor schimba un pic. Asta este paradoxal, poate deveni minusul lui Enrique, pentru că are, evident, avându-l pe Guardiola coleg și inspirându-se de la el și venind acolo, are această tendință de a inova tot timpul. Și cred că acest tip de antrenor care inovează tot timpul, la un moment dat inovează prost, că nu toate inovațiile sunt bune. Ăsta pare a fi pericol, adică un antrenor mai conservator la nivelul ăsta e posibil să ajungă mai departe decât unul inovator. Pe de altă parte, vezi, el a transformat Spania asta tânără, așa cum e,
într-o echipă destul de consistentă. Da, nu a ajuns încă acolo, la nivelul ăla de top, dar este Euro semifinală, finală de Liga Națiunilor ediția trecută, acum pătrunde în ultimele patru din nou în Liga Națiunilor, adică Spania lui Meme reușește să și producă rezultate. În ciuda... Da, deși într-adevăr nu mai are ce au avut cei dinaintea lui. Ce a avut Aragonés, ce a avut Del Bosque, marchează Morata. Golul 7 a marcat Morata? Da. 7 și 5. Da, mă rog, nu? Da, mă gândeam, da, golul 7, ăla cu latul cu stângul acolo. Nu a dat. S-au bucurat. Un singur gol cred că a dat. Da. Mă rog. S-au bucurat de parcă ar fi deschis scorul în minutele de prelungire. Ceea ce denotă faptul că există un spirit de echipă și asta este extrem de important. Italia a reușit să câștige trofee cu atul ăsta principal. Fără să aibă... Dar și la francezi am văzut asta. Da. Și la francezi am văzut... Am văzut adică nu ți s-a părut Mbappé ieri diferit de Mbappé de la PSG? De când l-am văzut la Monaco cu City la un meci de Champions League, am văzut parcă bine, nu-i mare lucru să vezi un diamant printre, nu neapărat călbun, dar e prea mare jucător. Da. Și pare și foarte serios. Chiar dacă ieri a fost tentat să paseze cu călcâiul, dar nu încearcă să-și ridiculizeze adversarul. Niciodată nu încearcă să-și umilească adversarul cum o face Neymar. Da. Neymar caută asta. Anthony, am văzut, caută asta. Abia aștept să vedem și Brazilia mâine. Dar încă un plus pentru Franța, disciplina de care dă dovadă în ultima vreme, nu neapărat doar la meciul ăsta, Dembele. Are niște calități fizice remarcabile. Poate că el pierdea la capitolul mental, pentru că știm cu toții ce probleme avea, că nu se trezea, se ducă la antrenament. De când e Xavi... De când a fost... nu scandalul, dar a fost telenovela asta a plecării lui, a rămânerii lui. Am înțeles că a renunțat și la bani și parcă s-a apucat de fotbal la 24 de ani. Că a renunțat și la bucătar, că era un bucătar care făcea niște pizze în senzație. Da, cred că a renunțat la calțone. Pentru că e într-o zi bună, e foarte complicat de jucat împotriva lui. Știi că mai e Coman pe bancă. Exact. Coman... Adică au multă calitate. Acolo sunt și peste englezi. Englezii mie mi se par foarte echilibrați. Mi se par o echipă foarte echilibrată. Pentru că de foarte multe ori, uite, acum 4 ani de zile, Franța e și campioană mondială, iar mijlocașii centrali, Kanté și Pogba, au fost excepționali. Și Matuidi a făcut un mondial. Și Matuidi. Dar acum... caut doi mijlocași centrali la toate echipele astea mari să văd cine are forța asta. Și mi se par Declan Rice și cu Jude Bellingham foarte, foarte buni. Da. Și complementari, ambele faze mi se par peste Tchouaméni și Camavinga. E posibil să... Sau Rabiot. Da, Rabiot a făcut un meci. Dar vezi că joacă... Uluitor? El i-a scos din groapă. Da, uluitor. Era clar, se vedea că nu... Da, aici da. E că testul nu-ți... Dar ideea este în felul următor. Una e să ai Mbappé, Dembélé, Kingsley Coman și alta e să ai totuși Sterling și Foden și e diferență. Se pare așa mare diferență, de exemplu, da. Între Foden și Dembélé? Mie mi se pare Foden peste Dembélé. Este mai inteligent, dar n-are calitățile fizice niciodată. Unul la unul nu poate niciodată să facă ce face Dembélé. Nu prea poate să facă nimeni, nici Mbappé, pentru că Dembélé nu se știe dacă e stânga sau dreptaci. Nici el nu știe dacă e stânga. E o ciudățenie la naturii chestia asta. E o treabă bizară, că l-au întrebat acolo. Păi, cu ce poți? Cu ce dai? Păi... nu mai știu, a zis ceva. Sunt dreptaci, dar dau mai bine cu stângul. Da, dau mai bine cu stângul, adică sunt tot felul de lucruri de astea. Dar astea sunt echipele până la urmă. Stai așa apar. Acum. Am văzut Brazilia și Portugalia. Trebuie să așteptăm, pentru că am văzut foarte multe echipe la campionate mondiale care încep foarte bine, dar nu termină. După cum sunt celebrele cazuri, dar acum nu mai e Italia aici ca să înceapă cu niște meciuri nule sau nu, dar Spania 2010 Spania 2010 începe cu 0-1 cu Elveția și câștigă după aia toate meciurile, și câștigă turneul. Da, deci e un turneu de o lună. Sunt curios să vedem inclusiv echipele astea mici dacă vor reuși să joace, hai, nu din 3 în 3 zile, dar sunt cam la 5 zile și e foarte important să te uiți și pe lot
și pe capacitatea jucătorilor de a juca într-un astfel de ritm. Dacă sauditii pot să alerge în fiecare meci cum au alergat împotriva Argentinei, s-ar putea să fie mari probleme. Adâncimea lotului este extrem de important. Mi-a adus aminte Arabia Saudită de Rusia din 2018 la capacitatea de efort. Știi cum e vorba aia? Și calul alergă. Hai să vedem cifrele. La căluț Ponei, la Gavi are peste 13 km. E mare lucru. Și cu calitate. Că ăsta este un fenomen. Adică, apropo de că spuneai tu de diamante, o fi greu să-ți dai seama de... Copilul ăsta a fost băgat de Luis Enrique. Voi vă dați seama ce rol a avut Luis Enrique în cariera lui? Dacă el jucase 4 meciuri la Barcelona și Luis Enrique îl titularizează în semifinală de Liga Națiunilor la 17 ani, adică păi băiatul ăsta... Cât s-a chinuit să-l învoiască de la școală? Trebuia să-l bage titular, nu? Da, adică vorba aia, a venit cu aia absențele. Dar hai să rămânem un pic pe statistică, pe prima parte, că mă interesează. Deci 148 de pase ai Aymeric la port. 148. Sunt echipe care nu fac 148 de pase. CFR-ul când a bătut Braga, cred că n-a făcut 100. Nu știu dacă a făcut 100 de pase. Ce mai vedem aici? 13 km. La port cele mai multe pase între linii. Și Dani Olmo 62 de sprinturi. Foarte mult. 60. Da, Dani Olmo, am văzut o statistică și în timpul meciului, era jucătorul care primise la un moment dat cel mai mult între linii, 24. 24 erau la un moment dat. Primiri între linii, deci ca să ne facem o imagine, la noi în campionat medie de 3 primiri între linii. Deci ca să vedem... Da, noi că... liniile de obicei sunt foarte apropiate, se întrepătrund. Asta e ca la metrou. Dacă ne întâlnim, facem unul, dacă nu, facem două. Ideea e că e ca la metrou aici. Chiar că e ca la metrou. Ca să primești între linii, trebuie să o ceri între linii și să o și primești între linii. Pentru că depinde și de cine, și de săgeată, și de ar, și de racordaj, și de toate. Și ca la portar, nu ce nu poți lași. Da. Că dacă nu merge între linii, dar la noi mai sunt și zipțate liniile, că ai liniile, adică nu... 64 de sprinturi, băi... 64 de sprinturi, Gavi. Deci Gavi cel care a avut 13 km, nu? Adică și cantitate și calitate. Dacă din 13 km, probabil că a avut 1000 de metri de accelerare și sprint, sau mai mult de atât. Adică, iar sprintul se măsoară la 25,2 km/h. Cei peste 25,2 km/h înseamnă sprint. Deci îți dai seama câte... Face bucăți scurte, că astea sunt unii care fac 70 de metri, 50 de metri, dar eficiența mare o au jucătorii care fac aceste sprinturi scurte. Deci când faci sprintul scurt, te-ai demarcat, faci sprintul scurt, ești primul la minge, ei trebuie să evite contactele, la cum arată, și de asta trebuie să alerge mult. Și aici sunt curios eu când dau de o națională... Sunt de nemți, care vor juca cuțitul la os. Da, pentru că nemții, indiferent, vor juca... Pentru meci, pentru nemții eliminatori, meciul ăsta. Da. Ei deja sunt în faza eliminatorie. Au ajuns prin faza eliminatorie. Nu, Argentina nu e că au făcut ei la alți egal. Nu. Argentina a beneficiat. Argentina nu are un adversar precum Spania în Cupă. Da, exact, în meciul următor. Deci Germania o are grea. Germania cred că bănuiesc că o să înceapă o nouă reformă. Adică dacă cumva... Dar nu e echipă bătrână. Adică, nu, reformă de sistem. Reforma adică statală. Ei fac ce, probabil că își vor da seama că au făcut ceva greșit. Păi, s-a întâmplat în 2000. În 2000 au făcut reformă și în 2014 au ieșit campion mondial. Îți trebuie 10-14 ani ca dacă o faci bine și o pleci bine la ea, în 10-12-14 ani abia poți să o faci. Eu apăr mai preocupați, adică și chestia asta îți spune ceva. Nemții parcă au venit... Dar nemții nu făceau așa ceva. Da, Müller era preocupat înainte, eu vă spun cu o seară înainte de meci. Da. Müller explica de ce nu poartă banderola aia cu... Da. Așa, până la urmă a purtat-o ministru de interne al Germaniei, care a stat lângă Infantino, da? Dar asta era preocuparea lor, să pune mâna la gură Adidasii. Ați văzut că aveau Adidasii în curcubeu. Au puțin nemți în Germania acum. Uite ce se întâmplă. Când nemții au câștigat ultimul campionat mondial, în 2014, da? S-a întâmplat următoarea chestie. Doi titulari
senator de drept, s-au accidentat înainte de turneul final. Schmelzer, fundașul stânga de la Borussia Dortmund, care era în formă extraordinară, și cu Gundogan, pe care l-au la spatele și... Și Reus. Și Reus, s-a născut accidentat, ok. Ce a făcut Joachim Löw atunci? N-a chemat al fundaș stânga, l-a luat pe Höwedes, care jucase toată cariera lui la Schalke, fundaș central, și jucase, cred că, două meciuri în cariera lui fundaș dreapta, dar nu era niciodată fundaș dreapta. Și l-a băgat fundaș stânga. Și a jucat toate meciurile și a ieșit campion mondial cu Höwedes fundaș stânga. Probabil că i-a zis, tu stai aici. E, cam asta a vrut să copieze Flick, dar tu în momentul în care joci cu Japonia, tu trebuie să vii cu fundași laterali. Raub, ok, fundaș lateral. Ce să cauți cu ziurile acolo? Aia a fost o gafă imensă. L-am văzut pe construcție că el trecea la un moment dat mijlocaș central, nici nu știa despre ce-i vorba cu el. Ziule, nu este niciodată fundaș dreapta. A jucat în trei. A jucat la Bayern, nu, am mai jucat la Bayern. Știu, fundaș dreapta, dar nu e de acolo. Știu, dar nu este. Bine, adică, Ziule nu e din Naționala Germaniei. Nu este. Nu este. Cu... Schlotterbeck e din Naționala Germaniei. Ei au avut acolo, aveau jucători de... Nu știu, cred că Hummels... Nu l-au luat pe Hummels. Da, nu l-au luat pe Hummels, dar l-au luat pe colegi. În fire, nu poți, în momentul în care tu te gândești că joci cu patru jucători defensivi care nu pot aduce mare aport ofensiv, ai o problemă. Dar problema mare e că nici nu te aperi cu ei. Asta e, adică ok, nu te ajută în atac, dar ce s-a întâmplat începând din minutul 60 nu e de Naționala Germaniei. Absolut. Noi am vorbit înainte de a primi golul egalizator. Da. Și remarcam faptul că pe tranziția negativă sunt foarte vulnerabili. Pentru că japonezii la fiecare acțiune ajungeau în careu. E foarte dificil să nu fie vulnerabil atâta vreme cât joci cu Kimmich și Gündogan în fața apărării. Da. Și Gündogan este jucător de posesie, adică e obișnuit de City. Da? Ori a tipul ăsta de Naționala Germaniei are nevoie de niște mijlocași centrali, oameni serioși fără mingi. Da, paradoxul e că intră la 1-0 pentru ei Goretzka, să închidă jocul, care este exact profilul ăsta. Dar și el intră de... Nu știu, a fost haos. Niciodată n-am văzut așa haotic în exprimare echipa Națională 60 Germaniei. De minute, că acum știi care e? Că e și primele 60 de minute. În primele, că ce vorbeai tu de posesie. În primele 60 de minute ai avut impresia exact aia, cu mingea care e legată, care e la ei, și că Japonia n-ar putea nici în 100 de ani să facă ceva. Da. Și după aia, brusc, de minutul 60... Au început să patineze. Știi care e treaba? Mă uitam, așa, m-am documentat puțin să văd cine sunt marcatorii, că nu îi știam. Unul joacă la Bochum, celălalt joacă la Freiburg. Bochum și Freiburg au jucat cu Bayern München, de unde vine grosul naționalei Germaniei, și au luat 12 goluri împreună în campionat. Da. 5-0 și Bochum a pierdut acasă 7-0. Am și văzut meciul. Adică împotriva cui ai jucat? Împotriva unor jucători oarecare de la echipe slabe din campionatul tău. Că vreo 7 din Germania joacă în Germania. Da, sunt mulți. Da, adică Germania. Nu mai sunt nici japonezii ce erau. Este incredibil așa ceva. Da, aici e lotul. Da. E lotul. Da. Totuși, trebuie ținut cont de un lucru. Acum, nu că n-ai nimic, nu poți să aperi Germania. Dar sunt, dacă am numărat eu bine, 11 jucători din top 5 campionate. Da, dar la 11. Echipe slabe. Da, de acord, dar știi adică, cum e? Meme, da. Noi avem 3, da? Adică ne-am dorit măcar al 4-lea. Nu știu așa, dar uite, de exemplu, Minamino a plecat la Monaco, da? Da? Era la Liverpool. Tu puteai să-l ții la Liverpool, dar el nu era la Liverpool. Nu. El se vrea cu Liverpool, dar nu era la Liverpool. Se antrenea și el pe acolo, că n-avea nicio treabă. Ca să te atragă japonezi, cred că... Așa arată bine dacă te uiți la echipe. Nu, ai înapoi Japonia, să ne mai uităm o dată pe... Dar nu prea joacă, adică... Ce să mai... Sunt unii care s-au întors în Japonia. Nagatomo joacă, are 37 de ani. Și s-a întors în... 36 de ani. Și s-a întors în Japonia. Hiroki Sakai la fel, nu mai este. S-a întors și el în Japonia de 2 ani. Ce mi se pare mie șocant la Germania, Andrei, și aici și foarte curios, cum a ajuns o națională care... și un fotbal în general, care tradițional... La nemți știa așa, da? Întotdeauna au avut fundași central foarte serioși. Da. Întotdeauna, de la Beckenbauer, dacă vrei... Beckenbauer cu Karl Kai Förster... Deci, întotdeauna, da, și venind mai încoace, Buchwald, Kohler, Zammer, ce vreți voi. Ei întotdeauna au fost foarte serioși acolo. Aveau niște... Nu mai vorbesc de număr 9. Juca la un moment dat, da, nu mai vorbesc că aveai număr 9. Da? Numărul 9 era emblema fotbalului german. De la Gerd Müller, tu-ți făceai...
Aveau la un moment dat vreo 3 de profile diferite în echipa națională, da. Că era Hrubeș, era după Gernuller, da. Era Fischer, era Alofs. Da, așa este. După care au avut tot așa diferiți, dacă vrei, Klinsmann, Föller, Riedle. După care, deci, ei în permanență produceau noari și produceau fundași centrali. Mijlocașilor, puțină creativitate, destul de puțină creativitate, dar multă muncă. Mă, da, fundași centrale aveai mereu, atacanți aveai mereu. Cum ajungi în 2022 să nu găsești... Hai să zici că Rüdiger e la un anumit nivel, deși astăzi a arătat rău. Da? Da. Dar Rüdiger e la un anumit nivel, dar după aia să joci cu cine joci, cu Süle, cu Schlotterbeck și așa mai departe, și să nu ai un vârf de atac. De la Klose din 2014 încoace, tu cauți Germania un vârf de atac, adică ceva în procesul ăla de producție s-a... Și Klose, s-a tras de Klose până... Mamă, dar ce ai tras de el? Până a bătut recordul lui Ronaldo, ai tras, da, ai tras de el până a luat un titlu mondial, adică... Ai tras de el cu folos, să spui. Era clar că el te obliga să tragi de el. L-am întrebat pe Radu Ștefan. Și mi-a zis, era fenomenal. Se antrena extraordinar. Era clar că așa da. Dar cum ajungi, oare, în situația asta? Cu tradiția ta? Cred că, pe de o parte, stilul ăsta pe care l-au impus spaniolii în fotbalul mondial a făcut cumva prozerii sau s-a încercat să se facă. Și atunci calitățile acelea pe care noi le vedeam la fundașul central german, calitatea numărul 1, să-și câștige duelul 1-1, că asta era principala unitate de măsură la ei, a cam dispărut sau parțial a dispărut și s-a pus în contrapondere să poată să construiască. Și în situația asta, în momentul în care selectezi niște jucători, îi selectezi după alte criterii. Uh-huh. Când ajungi la nivel de confruntare mare, îți rămân tot aia puternici. Dar aia puternici nu mai pot pasa. Adică nu sunt atât de mulți încât să facă tipul ăsta de joc. Și tu zici, ok, ce fac? Bag unul care pasează sau unul puternic? Și îl alegi tot pe la puternic, dar ăla nu mai face parte din aceeași filozofie. Da. În momentul în care l-ai pe Gündogan acolo la mijlocul terenului. Și Italia ajunge ușor în punctul ăsta, că și Italia a tras de Chiellini și de Bonucci și acum nu prea vine din spate. Pe urmă, partea a doua, importul de jucători străini în campionat, care iar e o problemă. Ok, dacă nu putem să producem așa, cumpărăm. Și atunci cumpărând, tu ai un tip de atacanți în campionatul tău, dar care nu sunt de-ai tăi. Și suferi la capitolul ăsta. Exemplu, Bayern München, care a stat cu Lewandowski. Și în momentul în care Lewandowski n-a mai vrut să rămână, nu și-a adus un număr 9. Da. Dar l-au adus pe Sadio Mane, care mai jucase la Liverpool, dar n-a dat niciodată la termin cu Choupo-Moting. Exact. Choupo-Moting, care era etern în rezervă oriunde a fost. Da, care... vezi că Bayern de ani de zile, practic de la Mario Gomez din 2012-13, tu n-ai mai avut un neamț. Da? Tu ai avut, te-ai bazat pe Mandzukic și după care l-ai adus pe Lewandowski și înainte până la urmă, dacă stai să te gândești, Luca Toni, Roy Mackay, Elber, adică Germania are o problemă la a produce vârfuri de atac în momentul de față. Mă uitam la Firmul ăsta de la Bremen. Ok, da. Una e să, da, Firmul. Marchezi la Bremen, care are cifre plicere. Deci vine la Fâcru. Da. Că nu e nimeni sigur. Așa pe nume și atunci o zi mai... Nu mai de el să ne învețe cum îl cheamă. Adică cât trebuie să fie bun ca să... Da, așa zic. Nu are cum să zic. Asta e o problemă dacă nu putem să pronunțăm din prima numele unui jucător german. Chiar e o problemă asta. Păi da, dar stai, vezi că ai... Am dus de prin alte țări, ceea ce nu... Nemții buni jucau în Germania. Da, 2000... Da. Mai plecau pe la Inter, da. Da, da. Deci, e o problemă asta și nu-mi dau seama cum ajunge aici în punctul ăsta. Să nu mai produci vârfuri de atac. Echipele germane, dacă dăm Bayern München la o parte, echipele germane nu au o performanță extraordinară în cupele europene, acolo unde se măsoară performanța, da? Iar singura echipă germană care face performanță la nivel de Champions League are vârf, sau a avut vârf polonez până acum. Și fundaș central și francezi. Sau austriac. Sau olandezi, sau austriac, sau... Cred că din cele două unghiuri de vedere privită chestiunea, rezultanta e deocamdată asta. De asta eu, din acest motiv, eu cred că dacă vor ieși din grupe anul ăsta, va începe o a treia sau a patra revoluție în fotbalul german. Pentru că, uite-te, încă un lucru, scuză-mă, Meme, că tot pomeneai de naționala Germaniei.
Naționala Germaniei din 2014, câștigătoare de cupă mondială, aia era o națională a Germaniei. Erau Hummels, Mertesacker sau, mă rog, era Boateng. Era Lam într-o parte, era Höwedes, Schweinsteiger, Toni Kroos, după care adevărat, Özil, Khedira, dar după aia Thomas Müller, adică era elementul german, nu știu, de seriozitate, era. Poate nu mai e nici seriozitate aceeași. Habar n-am, nu știu, nu-mi dau seama. Era cine trase în final? Kramer. Da, erau mulți nemți. Da. Adică era tradiția aia, dacă vrei, germană, era păstrată. Acum, nu știu, că totuși sunt deja trei turnee finale, ar fi al treilea turneu final ratat, că și Euro. Adică, aduceți-vă aminte, la Euro a fost golul ăla lui Goretzka, minutul 90 cu Ungaria, sau 89, dar au ieșit din grupe, că ieșeau din grupe și la Euro. Și că ai spus atunci că e Löw de vină, că toți am zis că e Löw de vină. Da. Aici ai... De foarte multe ori, antrenorii de națională sunt cei care primesc toate criticile, dar nu întotdeauna ei sunt principalii vinovați de ceea ce se întâmplă. Adică, dacă ne uităm și acum la fondul de jucători pe care regăsim la... Jucătorii respectiv. Romelu, e timpul să te culci. Eden mănâncă mai puțin. Prima dată mi s-au părut așa naive, dar după aia chiar creează așa o senzație de cozi, de nu știu, e ceva special în complexul ăsta. E o personalizare, dar vezi, remarc în poza asta, și aici asta e o poveste foarte interesantă. Roberto Martinez e în training. Da. Nu era numai el, dar și... Deci este regulă. În federația... Atenție! Deci în headquarter-ul lor, acolo sunt oameni care lucrează și în administrație și în partea sportivă. Toți oamenii care lucrează în partea sportivă trebuie să îmbrace așa. Și deci, vezi... Vii frumos la cravată, lași și pui trailing-ul. Sau vii într-un training și te schimbi din training-ul ăla. Da, dar să știi că au făcut tot felul de activități. Vin și cu bicicleta. Sediu e la Tubiz. Tubiz e la vreo 20 ceva de kilometri de, cred, sau 30 de kilometri de Bruxelles. Unii care stau mai aproape vin cu bicicleta, de exemplu, la muncă. Își lasă bicicleta acolo, dar au duș, au sală de gimnastică, au tot ce vrei acolo, se schimbă și vin la muncă. La prânz toată lumea mănâncă împreună la sediul federației și iarăși un lucru extraordinar că toți oamenii din federație îl văd pe Roberto cărându-și tava, mergând la masă, stând la masă. Mai mult decât atât discută, foarte mult, discută între ei, pur și simplu, că sunt prieteni deja, acum se întâlnesc acolo. Bun, astea sunt chestiuni... Nu, mi se pare chestia asta iarăși, asta a impus-o cine? Chestia cu Martinez. Deci tot ce se întâmplă acolo după 2018 în partea tehnică este sub comanda lui Roberto Martinez. Mm-hmm. Roberto Martinez este și selecționer și director tehnic în același timp. Ok. Chiar ne povestea că acum este cam ultimul cântec al generației lor cea mai bună. Generație de pe urma căreia s-a construit inclusiv acest sediu, după cum spun ei. Adică din performanțele acelei... Acum 6 ani parcă l-au făcut. Echipe. Ce acum? Sediu. Acum 6 ani l-au inaugurat. Da, așa e. Posibil sau mai puțin, poate. Mă rog. Au fost multe povestiri acolo și ei au spus așa, această generație se cam termină odată cu acest campionat mondial și noi îi vedem, să stăm... Îi și vedem, putem să-i tăiem deja de pe listă, exact. Pe mulți dintre ei. Zi, Andrei, scuze. Păi, Alderweidel, Vertonghen, Courtois, cred că mai poate. Courtois mai poate, Witzel, cred că e la ultimul. Carrasco, Eden Hazard. Este incredibil. Carrasco nu cred, Carrasco e... Carrasco cred că are 29. Da. Carrasco mai prinde un... Hai să spunem. Mertens nu e aici? Baciuai cred că e la final. Cred că și ei au spus 29, nu și micii. Noi trebuie să, oricum, e o medie de vârstă înaintată și noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Și el lucrează la un proiect în momentul ăsta care se numește 2026. Adică deja au jucători pe care îi monitorizează, dar bine, a monitoriza... Nici nu știu, cuvântul e prea puțin adică. Pentru...
Adică noi când spunem ne monitorizăm jucătorii, ok, vedem câte minute joacă, ne uităm pe el. Ne uităm la ei? În general. Unii zic monitorizăm, nu e problemă. Aici deja se folosește inteligența artificială foarte mult și în același timp oamenii care se duc să vadă jucătorii întocmește rapoarte, care rapoarte se scrise, toate cuvintele se transformă în cifre. Iar cifrele intră într-un astfel de sistem. Este extrem de important. Adică, au o aplicație proprie. Exact, adică ei deja lucrează cu Wisecout, cu Sports Bomb, o altă firmă de monitorizare, lucrează în ProSoccer Data, dar ei au luat toate chestiile astea și au făcut propria aplicație. Din acestea trei. Okay. Adică cu niște specialiști cu care lucrează, cu oameni care monitorizează la modul ăsta, astfel încât el a spus mie, acum e simplu, am lucrat din 2018 la acest proiect, acum e simplu, luni dimineața apăs pe un buton și văd ce au făcut toți. Și la un moment dat m-a venit râsul că a vrut să ne arate, ne-a pus pe ecran, era vorba de un fotbalist, hai să vă arăt de când îl monitorizăm pe acest fotbalist. Și dădea cu cursorul, ținea cursorul apăsat, avea monitorul în față și se uita la ecran și tot ținea cursorul și el mai vrea să mai vorbească un pic cu noi ca să treacă timpul și nu știu, 2 minute a durat să țină. E ca la noi când îți cere data nașterii la o de-aia, la o și tot dai acolo că se găsești într-o mai ales la noi, de la lunile și zilele și alea le găsești ușor. Deci erau vreo peste 100 de monitorizări al unui jucător din 2018, de când el a început să facă lucruri. Incredibil. Meme. L-am văzut pe Alfonso Davies într-o aripă. Da, într-o poziție pe care abia aștept să-l vedem, dacă ajunge mingea la el, că și asta poate fi o problemă. Belgia nu mai e ce a fost, adică eu cred că unii au început să, dacă joacă Eden Hazard, joacă doar pentru ce a fost, nu pentru ce este. Bine, poate că o fi într-o formă fizică foarte bună. Să știi că dar, de lucrul ăsta cam vorbesc și oameni în Belgia. Adică el, pe câte lucruri foarte bune face Roberto Martins, să știi că nu are o presă foarte bună acolo sau oamenii, că presa preia de foarte multe ori de la oameni. Adică e nostalgică mulți. Adică, chestia asta, treaba asta e la, cam la orice selecționer, o văd. Când ai făcut o performanță importantă, că înțeleg că ăsta a fost targetul lor, o semifinală de Cupa Mondială, nu? Categoric, da, și l-au atins. Bun, și l-au atins, da? E greu să renunți, ai văzut și Del Bosque cu Xavi, cu tot, adică e greu să renunți la trupa cu care... Dar Xavi parcă niciodată n-a căzut. A jucat la un nivel și pe finalul carierei. Adică spui că Eden Hazard este... Eden Hazard a fost o... Nălucă. Jenant cum s-a prezentat la Real Madrid. Da. Vă, că spune că e foarte mândru că e la Real Madrid, dar el la Real Madrid în vestiar. Că pe teren nu l-am văzut. E bine și... Și e păcat pentru că... Și în actele contabile, alea e foarte important. Da. Era un jucător pe care s-au și plătit foarte mult, o sumă foarte mare, dar care arăta... Și are ceva mai mare salariu. Da. În continuare... Acum el se justifică spunând că jucătorii care ar fi venit să joace pe poziția lui Eden Hazard, cu toate că aveau cifre bune și făceau lucruri foarte bune, în momentul în care jucau în această echipă, nu puteau să dea mai mult decât dă Eden Hazard. Așa a justificat el chestia asta. Văzut. Știe el mai bine decât noi, clar. Da. Dendon, care am văzut fundaș central, el e plecat din mijlocaș, din închizător. Tielemans, care juca cuplu cu el la Anderlecht, înainte de a pleca amândoi în Anglia. L-am văzut aici pe poziție foarte avansată, sunt dacă foarte curios. De Bruyne, și eu cred că joacă de Bruyne acolo, da. Și Tielemans lângă Witzel. E posibil să fie un sistem pe care nu l-am mai văzut. 3-4-3 joacă de la prima națională, nu, de la 16, joacă 3-4-3, că și din cauza asta îl acuză unii dintre... 3-4-3, nu știu niciun jucător care se joace extremă dreaptă, atacant lateral dreapta. Că dacă îl mută pe De Bruyne acolo... O să ne lămurim. O să ne lămurim. Mulțumesc, Andrei.